Sub hrobu ce ne strângem și ne închinăm, Hristos ne e rege, oricând îl urmăm. Prin sfânta sa cruce, Hristos ne conduce, și crucea de om prețui. În luptă noi vom biroi. Emanuela, Sorina, Maria, Caterina și Elvis. De asemenea, ne rugăm pentru Emanuela, Sorina, Maria, Caterina și Elvis, pentru sănătate și binecuvântare în toate și pentru răposatul Gergu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu puternicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu vântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, ce am rog pe Sfânta Maria, Rurea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Să ne rugăm! Desăvârșește pururi, Doamne, familia Ta sfântă prin împlinirea de fapte bune! Mângâie-ne în această viață cu semnele ocrotirii Tale! Și călăuzește-ne cu bunăvoință la darurile veșnice, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Ieremia. Dușmanii mei au zis, veniți să facem planuri împotriva lui Ieremia, căci legea nu va peri din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți și nici cuvântul din lipsă de profeți. Haideți să lovim cu limba
și să nu ținem cont de niciunul dintre cuvintele sale. Ține cont de mine, Doamne, și ascultă glasul cauzei mele. Oare se răsplătește binele cu rău? Ei au săpat o groapă pentru sufletul meu. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine în favoarea lor și să fac să se întoarcă mânia ta de la ei. Cuvântul Domnului. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Fă-mă să ies din lațul pe care mi l-au întins, căci Tu ești tăria mea. În mâinile Tale mi-ncredințez Duhul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea Ta. Când aud învinuirile multora, groasa mă înconeșoară. Când împreună se înțeleg între ei împotriva mea, uneltesc să-mi ia sufletul. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea Ta. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Mântuiește-mă, Doamne. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, urcând Iisus spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei 12 discipoli și le-a spus pe drum: Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar în a treia zi va învia. Atunci s-au apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. El i-a zis: ce vrei? I-a spus: poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga în împărăția ta. Atunci Iisus, răspunzând, a zis: nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care am să-l beau eu? I-au spus: putem. El le-a zis: potirul meu îl veți bea, însă asta la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu. Când au auzit ceilalți 10, au fost cuprinși de indignare față de cei doi frați. Dar Iisus, chemându-i, le-a zis: știți că cei care conduc neamurile le domină și cei mari își fac simțită puterea lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru
Și cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Dragi frați, la un paroc al unei comunități mici au venit niște predicatori să-i vorbească despre Iisus și Biblie. El i-a ascultat cu răbdare un timp, apoi le-a zis: domnilor, am o propunere ca să vedem cine are dreptate. Am aici un pahar cu o travă. Dacă beți o travă și supraviețuiți, eu mă alătur vouă. Ba, le voi spune și credincioșilor din parohia mea să se convertească la religia voastră. Dar dacă nu beți o travă, atunci voi ști că sunteți niște predicatori mincinoși, pentru că nu aveți încredere în Domnul, că El nu vă va lăsa să muriți. Propunerea le-a dat de furcă predicatorilor misionari. S-au retras într-un colț, s-au sfătuit și până la urmă au răspuns: noi avem altă propunere. Tu bei o travă și noi te înviem din morți. Gluma aceasta le-a dat, este o variantă a Evangheliei pe care am proclamat-o în seara aceasta la mai înainte. Cei doi apostoli, Iacob și Ioan, supranumiți altundeva în Evanghelie fiii tunetului, pentru că se aprindeau foarte repede, zic, cei doi apostoli cer răsplata specială de a sta la dreapta și la stânga lui Iisus, adică în locuri de onoare, dar nu își iau niciun risc, nu fac nimic pentru aceasta. Nu vor să beau o travă, vor coroana, răsplata, premiul, dar nu crucea, nu munca, nu sacrificiul. Vor statut social, onoare, fără onestitate. Vor o imagine bună, dar nu și asemănarea cu Iisus din inima lor. Succes mare, fără să se angajeze deloc în realizarea lui. Dar angajarea implică în mod automat crucea, suferința. Angajarea și crucea sunt două fețe ale aceleiași realități. De exemplu, dacă ești bărbat în zilele noastre, în societatea noastră, și spui că nu te îmbeți și nu-ți înșel soția, ceilalți bărbați vor râde de tine. Dacă spui că ești cinstit, oamenii necinstiți te vor persecuta, cum au făcut cu Ieremia, am auzit în prima lectură. Dacă nu minți, mincinoșii te vor calomnia. Dacă ai un comportament moral, oamenii imorali te vor marginaliza. Pe scurt, dacă te angajezi să susții o valoare morală, îți iei crucea pe umeri. Cei doi apostoli nu au înțeles aceasta. Ei au vrut doar gloria, fără să se angajeze, fără să facă nimic. Au vrut răsplata, fără cruce. De aceea Iisus îi demască și îi întreabă: puteți bea potirul suferinței? Puteți să vă angajați în urmarea mea și să acceptați tot ceea ce decurge din această urmare?
Nu este decât o singură cale către o poziție de onoare în împărăția mea. De aceea am intitulat predica din seara aceasta, Crucea, angajamentul nostru, sacrificiul nostru și răsplata noastră. Dar textul Evangheliei de odinioară nu rămâne niciodată în trecut, așa cum știm noi toți. Întotdeauna ne interpelează și pe noi. Întrebarea pe care o pune fiecare generație și nouă, mai ales în postul mare, este noi, Iacobii și Ioanii zilelor noastre, ce angajamente să ne luăm dacă dorim să stăm la stânga și la dreapta lui Iisus? Și suntem noi pregătiți să purtăm și crucea care vine odată cu ele, așa cum am arătat? În căutarea unui răspuns, vă propun pentru postul mare 5 activități care ne cer și angajare. 5 lucruri care vor duce la cruce, dar care conțin și o răsplată. Primul lucru este angajarea de a-L iubi pe Dumnezeu. Știu că sună banal, prea obișnuit, dar să ne gândim puțin ce înseamnă aceasta. A ne angaja să-L iubim pe Dumnezeu cere timp. Trebuie să ne facem timp pentru Dumnezeu. Un profesor din America îmi povestea cum oamenii întotdeauna observă, când este împreună cu soția, cât de apropiați sunt ei, el și soția, și ce căsătorie minunată au. Și atunci el le divulgă secretul și le spune: acum 22 de ani, când eram un profesor tânăr ocupat cu cursuri și scrierea de cărți și alergam prin toată țara ca să țin conferințe, am luat un an sabatic, un an de pauză. E plătit de universitate acest an. Am decis împreună cu soția să petrecem acel an în Paris. Pentru prima dată în viața mea aveam mult timp neprogramat, pe care îl puteam petrece cum doream eu. Copiii erau la facultate, așa că soția și eu petreceam câte o jumătate de zi împreună, văzând frumosul oraș sau stând pe o bancă pe malul Senei. Eram căsătoriți de 15 ani, dar era ca și cum acum ne cunoșteam din nou. De atunci punem mare valoare pe timpul pe care îl petrecem împreună. Ne străduim să ne facem timp atunci când programul nostru nu ne permite. Și acest obicei de a sta împreună a dus la intimitate. Iubiți credincioși, e la fel cu Dumnezeu. Fiecare mare sfânt, deși era foarte ocupat, cum a fost cazul cu Sfântul Augustin, ori cu Sfânta Tereza de Calcuta, ori cu Sfântul Ioan Paul al II-lea, fiecare mare sfânt a știut un lucru. Lui Dumnezeu trebuie să-i dai timp. Crucea, greutatea noastră, constă în a-ți face timp atunci când ești foarte ocupat. Cununa, răsplata, este Dumnezeu însuși. Al doilea angajament, în postul mare îi punem pe oameni și relațiile cu ei pe primul loc. Iarăși aceasta pare ceva banal, simplu,
dar din cauza influenței din societate, din egoism, ori din lipsă de atenție, noi nu facem aceasta. De exemplu, câți părinți sau bunici mai citesc cu voce tare copiilor lor, ori nepoților lor? În schimb, îi conectăm la televizor, ori la jocurile accesibile pe telefon. Evident, aici nu vorbesc de excepții, ci de obiceiuri, de reguli generale, de obiceiurile familiei. Psihiatrul Thomas Connell ne atrage atenția că nu există înlocuitor pentru citirea cu voce tare. Aceasta dezvoltă abilitățile de lectură ale copiilor, dar mai ales sentimentul de intimitate pe care îl au copiii când stau pe genunchii ori în brațele mamei, ale tatălui, ale bunicilor. Acestea sunt momente memorabile și pline de afecțiune pentru fiecare copil. Sunt culmea dezvoltării capacității de relaționare. Sunt momente în care ei învață că sunt speciali, că sunt iubiți, că au tot timpul nostru și toată atenția noastră. Iar dacă părinții sunt așa de ocupați încât nu mai citesc copiilor, cum de găsesc timp să meargă la cumpărături, nu vorbesc de cumpărăturile necesare, ci cele de plăcere, ori să facă orice alt fel de activități? Când ne punem astfel de întrebări, putem să deducem că în cele din urmă, puterea cea mai mare din viața noastră vine din iubirea față de copii. Crucea noastră, efortul, da, sacrificiul nostru, este să ne restabilim prioritățile, astfel încât să punem oamenii, copiii, pe primul loc în viața noastră. Răsplata este un copil cuibărit în brațele dumneavoastră. Al treilea angajament este dorința noastră de a fi sfinți. Noi spunem, desigur, că vrem să fim sfinți, orice ar însemna aceasta. Dar înseamnă ceva mult mai mult decât credem. Cea mai simplă definiție a sfințeniei pe care am întâlnit-o este să învățăm să nu ne temem unul de altul. Când vom învăța să nu ne fie teamă de opinia publică, ci să fim noi înșine, să nu ne temem unul de altul, să nu ne fie frică de trădări, încât să lăsăm cuvintele noastre să iasă afară din noi, fără să ne le măsurăm, fără explicații, fără scuze, atunci suntem sfinți. A fi sfânt înseamnă a te angaja să nu-ți fie teamă, astfel încât să poți să fii apropiat de ceilalți. Crucea acestei angajări este cu siguranță vulnerabilitatea și foarte probabil de multe ori vom fi răniți. Dar răsplata este faptul că suntem noi înșine și creșterea spirituală. Al patrulea angajament e inspirat de sfatul Maicii Tereza de Calcuta. Noi nu putem face lucruri mari, nu suntem capabili de ele, dar faceți lucruri mici, cu fidelitate, cu iubire. A fi angajați în lucruri mici e o formă de sfințenie pe care
o putem dobândi. Oferă un zâmbet natural, fii amabil, pregătește cina pentru soție, pentru soț, învață să dai o îmbrățișare, adu-ți aminte de ziua de naștere și fă-o specială pentru cineva. Nu uita de aniversarul căsătoriei. Oferă flori, fă un compliment, spune des mulțumesc. Dați-mi voie să vă întreb ceva. De când nu v-ați mai simțit speciali, îndrăgiți cu adevărat, profund, genuin de cineva? Ei bine, a face pe cineva din jurul dumneavoastră să se simtă astfel, cred că e o formă de sfințenie, pentru că acolo este har, acolo este dăruire, acolo este dragoste, e o formă de sfințire, de sfințenie. Crucea este să uiți de tine, astfel încât să-l pui pe celălalt pe primul loc. Nu e ușor să faci asta. Dar răsplata este că viața ți este binecuvântată, plăcută, plină de bucurie. Așa cum spune un acatist de mulțumire, slava lui Dumnezeu pentru toate, răsplata este în însăși fapta bună. Ultimul angajament este probabil cel mai greu din toate. Este angajarea de a-L lăsa pe Dumnezeu să ne iubească. O, suntem foarte buni, a-L lăsa pe Dumnezeu să iubească pe alții și chiar încercăm cu sinceritate să-L iubim pe Dumnezeu. Dar a ne deschide la o revărsare totală, bogată, fără limite a dragostei lui Dumnezeu în inima noastră, este altceva. E mai ușor să ne dedicăm toată energia în a iubi pe ceilalți și de aceea ne distragem cumva atenția de la noi înșine. E mai ușor în a iubi pe ceilalți decât să acceptăm liniștiți dragostea cuiva, mai ales a lui Dumnezeu. Se pare că noi, oamenii, nu tolerăm faptul că Dumnezeu, deși ne cunoaște, încă ne iubește total, necondiționat, într-un mod atât de profund. Dacă ni se întâmplă să fim în această situație, să ne imaginăm următoarea scenă. La o casă de bătrâni, patru doamne beau ceaiul de după amiază, în timp ce urmăresc cu privirea cine intră și iese din sala de mese. Un bărbat grizonat, prezentabil, probabil mai tânăr ca ele, intră în încăpere. Una din doamne spune, aranjându-și părul, "Bună ziua, ești nou la noi, nu-i așa?" El zâmbește și spune că da, tocmai a sosit în dimineața aceea. "Și de unde ești? Unde ai trăit înainte de a te muta la noi?" întreabă o a doua doamnă, aranjându-și gulerul bluzei, deși nu era deranjat. "Vin de la penitenciarul din Iași, unde am stat 20 de ani," recunoaște bărbatul. "Chiar așa? Dar ce ai făcut?" întreabă a treia doamnă cu drăgălășenie. "Mi-am omorât soția." A patra doamnă se ridică de pe scaun, zâmbește și spune, "O, înseamnă că ești bun de însurat." Iubiți credincioși, oare e prea mult pentru noi să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca pe o femeie glumeață
aparent naivă, orbită de dragoste, care își dorește acel bărbat și îl va avea, indiferent de situație. Nu, e prea mult pentru noi. E prea mult să spunem asta. Dar Iisus în Evanghelie ne spune că Dumnezeu este un tată bătrân și aparent naiv, care uită de statutul său și aleargă cu poalele ridicate ca să-și îmbrățișeze și să-și sărute fiul pierdut, fiul risipitor. Iisus spune că Dumnezeu a fost ca acel păstor lipsit de judecată, care și-a abandonat 99 de oi ca să găsească o singură oaie pe care avea să o dobândească oricum la fătatul oilor. Cu alte cuvinte, după ce toate păcatele noastre sunt descoperite, iar hidoșenia noastră iese la iveală, Dumnezeu se ridică de la masă, ne observă și ne spune, flirtând cu noi, o, înseamnă că ești bun de însurat, înseamnă că ești liber. Da, Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui și ne va avea în orice situație. Aproape că ne deranjează atâta dragoste din partea lui Dumnezeu, a fi intim cu El ne jenează, pentru că ne provoacă să ne schimbăm viața, ne provoacă să ne dăruim total Lui, ne strică planurile. De aceea a lăsa garda jos și a ne încredința iubirii Lui este cea mai grea decizie. Cu adevărat, crucea noastră este să ne încredințăm orgoliul nostru, planurile noastre, de fapt, pe noi înșine lui Dumnezeu. Dar răsplata este de a-L dobândi pe Dumnezeu însuși. Să ne întoarcem la Iacob și Ioan. Și-au dorit coroana, privilegiul, răsplata. Probabil că l-au dorit pe Iisus, dar nu și-au dorit crucea Lui, potirul Lui, calea Lui cea grea, cea strâmtă. N-au vrut să plătească prețul angajării în urmarea Lui. Iisus le răspunde, iar în postul mare ne spune fiecăruia în parte, nu poți avea răsplată fără cruce, fără angajare în urmarea mea. Am văzut 5 astfel de angajamente. Mai întâi a ne angaja să-L iubim pe Dumnezeu, adică ai dat timp Lui, ca profesorul cu soția. 2. A pune oamenii și relațiile pe primul loc, precum părinții care citesc copiilor din poalele lor. 3. A fi sfânt, a fi noi înșine încât să nu ne temem unii de alții, a fi atât de bun încât să nu ne temem de alții. 4. A fi credincios în lucruri mici, cum ne învăța Maica Tereza. 5. A-L lăsa pe Dumnezeu să ne iubească fără măsură, a-L lăsa în intimitatea inimii noastre. Toate aceste lucruri implică crucea, implică suferință. Nu există nici scurtătură și nici alt drum. Dar, dragii mei, ele construiesc împărăția lui Dumnezeu și ne asigură locul nostru în acea împărăție. Vom fi la stânga și la dreapta lui Iisus. Numai așa creștem, numai așa, prin cruce, iubim cu adevărat.
cuvântul ascultat astăzi dezvăluie uneltirile violenței împotriva celor săraci și nevinovați și prevestește evenimentele liturgiei pascale. Gândindu-ne la crucea lui Hristos, pomul vieții, să-i adresăm lui Dumnezeu rugăciunea noastră, spunând: eliberează, Doamne, viața noastră. Pentru ca Evanghelia vieții anunțată de biserică să deschidă conștiințele oamenilor la speranță și bucurie, eliberându-ne de egoism și frică, să ne rugăm. Eliberează, Doamne, viața noastră. Pentru ca tinerii pe care biserica nu încetează să-i iubească și să-i responsabilizeze, să-și planifice viitorul privind la Hristos, plinătatea vieții, să ne rugăm. Eliberează, Doamne, viața noastră. Pentru ca persoanele care refuză viața să devină conștiente că Mântuitorul le-a chemat la viață, nu la moarte, să ne rugăm. Eliberează, Doamne, viața noastră. Pentru ca noi care celebrăm aici jertfa lui Hristos, care își dăruiește viața, să oferim colaborarea noastră bisericii și societății, să ne rugăm. Eliberează, Doamne, viața noastră. Dumnezeule, Tu ai învins violența morții prin învierea Fiului Tău. Eliberează viața de amenințările și violența care o asupresc și dăruiește-ne harul de a deveni slujitori unii altora, după exemplul lui Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunătate, Doamne, la jertfa pe care ți-o oferim. Și prin acest schimb minunat dezleagă lanțurile păcatelor noastre, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și mi-e cu Duhul Tău. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor Tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice.
De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Spăvânet e Domnul Sabaot, e Domnul Sabaot, adevăratul cerul este plin, e plin de mărimirea ta. O Sabana, adevăratul cerul e de sus, o Sabana, bine e veste cuvântat, e bine cuvântat, ne-a cuvântat cele ce bine, în numele Domnului, o Sabana de bine-troce e de sus, o Sabana. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrădicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și în iarna nașterii noastre, precum și în iarna nașterii noastre, și nu ne duce în pământ să fie Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt pregăsit, Iisus, dar spune-mi și se va trăma trupul lui Hristos. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă cred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
vă aștept cu nerăbdare la sfântul meu altar, ca viața mea divină să vă ofer în dar. Veni, Iisuse, taina sfântă și atât de mult doresc cu sfântu-mi trup și sânge pe tot să vă hrănesc. Veni, Iisuse, Dumnezeul nostru, te rugăm ca această taină, care din voința ta este pentru noi chezășie de nemurire, să ne deschidă porțile mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiește-le, Doamne, slujitorilor Tăi, belșugul ocrotirii și al harului. Dă-le sănătatea sufletului și a trupului. Dă-le plinătatea iubirii fraterne și ajută-i să rămână mereu credincioși. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvântez ia tot puternicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Rugăciune în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele noastre și S-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Adu-ți aminte.
o prea blândă fecioară. Sfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Fraților, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposatul Gelu, pentru ca Dumnezeu să-L învie în ziua de apoi și să-L așeze în rândul Sfinților Săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdea rășarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tată, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină să te slăbească neîncetat. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii vers, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sărbarsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-te de el. Hristos, îndură-te de el.
Doamne, îndură-te de el, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-l dezlegi pe fratele nostru gelul de legătura morții și să-l primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-o lui Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească. Să se odihnească în pace. Amin. Frați creștini,